Drepturile omului, o resursă în cadrul proiectului CRED pentru clasa a șaptea. Potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului, toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității. Dar ce sunt drepturile omului? Drepturile omului sunt acele condiții absolut necesare pentru starea de bine a oamenilor și pentru dezvoltarea lor în cadrul societății. Dar cum au evoluat drepturile omului? De-a lungul timpului, drepturile omului au fost înțelese diferit în societăți diferite. De exemplu, în Grecia antică, doar bărbații atenieni care terminaseră stagiul militar aveau drept de vot. În Marea Britanie, femeile au obținut dreptul la vot abia în anul 1918 prin mișcarea sufragetelor, al cărei scop a fost obținerea drepturilor politice pentru femei, în principal dreptul la vot. În țara noastră, femeile de peste 30 de ani, care știau să scrie și să citească, au primit dreptul de a vota la alegerile locale din anul 1929. Care este contextul apariției drepturilor omului? Cel de-al doilea război mondial. Situațiile frecvente de încălcare a drepturilor în această perioadă au generat nevoia adoptării unui document care să fie respectat de toate națiunile și care să apere și să împiedice atentarea la drepturile lor fundamentale, începând cu dreptul la viață. Astfel, la 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Declarația Universală a Drepturilor Omului reprezintă expunerea în 30 de articole a concepției privind respectarea universală a demnității umane în relațiile dintre state și cetățeni, precum și între indivizii înșiși. De asemenea, promovează ideea că drepturile omului sunt universale, adică sunt valabile pentru toți oamenii, indiferent de rasă, etnie, gen, religie sau țara în care trăiesc. În funcție de domeniul la care se referă, drepturile omului pot fi grupate în mai multe categorii: drepturi civile și politice, drepturi economice, sociale și culturale, drepturile persoanelor vulnerabile, precum și drepturile popoarelor. Drepturi economice, sociale și culturale, cum ar fi dreptul la muncă și la odihnă. Drepturile persoanelor vulnerabile, cum ar fi dreptul la sănătate și dreptul la educație. Dar și drepturile popoarelor, dreptul la pace și la dezvoltare. Țara noastră a semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului la 14 decembrie 1955. De asemenea, România este stat parte la o serie de alte documente care reglementează drepturile omului, precum Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Activitate în clasă, în echipă. Asociază următoarele drepturi celor patru categorii de drepturi cunoscute: dreptul la viață, la identitate culturală, de a alege și de a fi ales, la cetățenie, la educație, etc., cu categoriile de drepturi civile, economice, drepturile popoarelor sau drepturile persoanelor
vulnerabile. Realizează un afiș prin care să promovezi Ziua Internațională a Drepturilor Omului, 10 decembrie, expune afișul la loc vizibil în școală. O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.